Anul acesta, la 25 octombrie, se împlinesc 72 de ani de când ostașii țării au eliberat ultima parte a teritoriului național de sub ocupația străină. Faptele de arme ale celor care s-au jertfit pentru libertatea și independența patriei sunt exemplu pentru noi toți, iar eroii acelor vremuri sunt omagiați de fiecare dată prin ceremonii militare care se aducă în actualitate memoria vremurilor și a locurilor care și astăzi ne fac să ne tresalte sufletele. Păuliș, Oarba de Mureș, Carei, Mărășești sau Oituz. De aceea, în deschiderea concertului nostru, vă invităm să audiați o suită de lucrări patriotice și ostășești, creații de tradiție inspirate de faptele de vitejie ale ostașilor români pe câmpurile de bătălie, creații ale căror acorduri trezesc și astăzi aceleași ecouri în sufletele românilor. Treceți batalioane române Carpații, drum bun, marșul lui Iancu în prelucrarea lui Timotei Popovici, trompetele răsună de Gavril Musicescu, pui de lei de Ionel Brătianu și voința neamului de Ioan Cristu Danilescu. Să le ascultăm în interpretarea orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, sub bagheta șefului Serviciului Muzicilor Militare, colonelul Aurel Gheorghiță.
Compozitor polivalent, singular în peisajul creației românești din a doua jumătate a veacului 20, Tiberiu Olah a fost, poate, personalitatea artistică majoră a Școlii Naționale Post-Senescene, port drapelul artei sonore autohtone în muzica universală. De la miniatura vocală până la acea unică simfonie corală, Timpul Cerbilor, și de la inspiratele partituri simfonice până la picturarele tablouri ale muzicii de film Mihai Viteazul, maestrul Tiberiu Olah a semnat lucrări etalon de referință în patrimoniul muzical românesc. Filmul și muzica de film au însemnat pentru compozitor o provocare permanentă de rezonanțe, de idei și de expresii, cuceririle acestor experimente în lumea peliculei cristalizându-le adeseori în partiturile camerale sau simfonice de concert. O astfel de creație își găsește întruchiparea în imaginea luminoasă a celui care, cu mai bine de 4 veacuri în urmă, realiza prima unire sub un singur sceptru a tuturor românilor din cele 3 provincii nord-dunărene și despre care cronicile vremii l-aminteau ca domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, Mihai Viteazul. Vă invităm să audiați din suita simfonică Mihai Viteazul de Tiberiu Olah următoarele două tablouri, Răsună trompetele și Intrarea în Alba Iulia. Orchestrația aparține generalului major Emilian Ursu.
Devenită simbol al bătăliilor și faptelor de vitejie ale eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost sau încă sunt în slujba ei. Piesa pe care o vom asculta în continuare, Medal of Honor, a compozitorului Michael Giacchino, o dedicăm memoriei și cinstirii eroilor neamului, trecuți și prezenți, cadrelor militare în rezervă și în retragere, dar și acelora care astăzi ne reprezintă cu cinste țara în cadrul misiunilor internaționale, desfășurate alături de partenerii europeni și euroatlantici. Viziunea orchestrală aparține profesorului și compozitorului Eugen Nicolae, muzician ce activează în cadrul Serviciului Muzicilor Militare. Vă dorim audiție plăcută!
În primăvara acestui an, Serviciul Muzicilor Militare a organizat ediția 11-a Concursului Național de Creație pentru Muzică de Fanfară, Iosif Ivanovici, competiție unică în spațiul românesc și european, ce și-a propus încurajarea și promovarea creației de fanfară, fiind deschisă deopotrivă tinerilor muzicieni militari și civili, dar și artiștilor consacrați care doresc susținerea muzicii pentru orchestrele de suflători. Premiul întâi la secțiunea compoziție și marele premiu al acestei prestigioase competiții a fost acordat domnului Valentin Mandric pentru lucrarea Army Rock. Doamnelor și domnilor, orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și dirijorul său, domnul colonel Aurel Gheorghiță, vă invită la Army Rock.
concertul din seara aceasta își propune să aducă în fața ascultătorilor prezenți aici și câteva binecunoscute teme muzicale extrase din repertoriul musicalurilor din prima jumătate a secolului trecut. Reunite sub titlul de Old Music Show, creația pe care o vom asculta în continuare se constituie într-un adevărat journey în universul muzicii de peste ocean și a subtilelor sare culori timbrare, care au creat în gen o adevărată muzică picturală. Aranjamentul orchestral aparține plutonierului major Emanuel Năstase, membru al Serviciului Muzicilor Militare.
Momentul muzical pe care vi-l propunem în continuare face parte din musicalul Fantoma de la Operă a compozitorului Andrew Lloyd Webber, creație ce constituie una dintre cele mai populare pagini muzicale ale lumii de pe Broadway și, cu siguranță, cel mai ambițios și de succes proiect al genului. Înregistrarea originală s-a vândut în peste 40 de milioane de exemplare în întreaga lume și este, se pare, cel mai bine vândut album de acest tip al tuturor timpurilor. De la scrierea sa, acum peste două decenii și jumătate, Fantoma de la Operă a câștigat discul de aur și discul de platină atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. Temele răscolitoare și partitura plină de forță i-au adus compozitorului Andrew Lloyd Webber și colaboratorilor săi nenumărate distincții și premii. Devenit chiar subiect al unui film în anul 2004, avându-l ca producător pe compozitorul însuși, acest celebru musical a suferit numeroase transformări timbrale, inclusiv pe orchestra de suflători. Din această lucrare, vă invităm să ascultați un fragment în care veți recunoaște, cu siguranță, câteva dintre temele care au făcut celebru acest musical de excepție.
Johann Sebastian Bach a murit în 1750, iar muzica acestui compozitor german continuă și astăzi să rămână la fel de vie și populară ca acum aproape trei viacuri. Ornamentație, tehnică, contrast, energie, precizie ritmică, acestea sunt câteva elemente ce definesc barocul muzical și al cărui exponent de marcă este nimeni altul decât organistul de la Thomas Kirche. Vă invităm să ascultăm binecunoscuta tocată și fugă în re minor de Johann Sebastian Bach în viziunea orchestrală a lui Ray Farr și Kevin Lamb.
În 1988, Peter Klein Charles realiza un remarcabil medley latino-american ce includea Besame Mucho, Guantanamera și Cuando, 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 cele trei piese fiind reunite sub titlul de Latin Favorites. Suntem convinși că succesul acestui medley se datorează nu numai inspiratei alegeri a lui Klein Charles de a asocia o rumba senzuală, un hot cha-cha-cha și o minunată samba, cât și extraordinarei științe orchestrare a muzicianului german. Dirijor, locotenent colonel Liviu Voicu, șeful orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale. Vă invităm să ascultați acest aranjament absolut irezistibil. Audiție plăcută!
Născut în 1940, undeva în suburbiile New Yorkului, Charles Frank Chapman Jones este astăzi, la venerabila vârstă de 76 de ani, unul dintre cei mai apreciați trompetiști și compozitori americani, care au scris pentru banduri și formații ample de suflători. A cântat, spre exemplu, alături de Chick Corea, Steve Gadd și Dizzy Gillespie, a înregistrat zeci de albume și a compus lucrări care au prefațat sonor diferite ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă din Canada și din America și a onorat lucrări pentru multe alte evenimente artistice și sportive de nivel mondial. În 1978, Mangione compune coloana sonoră la filmul The Children of Sanchez, avându-l în prim plan pe inegalabilul Anthony Quinn. Acest album a primit mult râvnitul premiu Grammy, iar filmul, bazat pe cartea cu același titlu de Oscar Lewis, a fost inclus în cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Moscova. Soliști, plutonier major Gușă Cătălin și plutonier George Cabuz, doamnelor și domnilor, The Children of Sanchez de Chuck Mangione.
Suntem convinși că muzica celebrului film de acțiune realizat în câteva serii, începând cu anul 1996, ce a avut ca actor principal pe Tom Cruise, vă sună foarte cunoscut. Misiunea Imposibilă, căci despre acest film este vorba, reprezintă blockbusterul ce include, ca și coloană sonoră, muzica lui Adam Clayton, basist al formației U2. Calitățile remarcabile ale muzicii acestui film au asigurat succesul la public, pelicula intrând an la rând în top 10, iar filmul fiind nominalizat la primele Grammy pe anul 1997. Varianta orchestrală pe care o vom asculta în continuare aparține colegului nostru, plutonier ajutant Emanuel Năstasie.
După cum bine ați observat, universul muzicii latino este unul extrem de divers și spectaculos, ce aduce la o altă diversitate culturală și stilistică, melanjuri sonore și lingvistice, indiferent de granițele teritoriale sau politice. Un astfel de exemplu este chiar Clásico Sala Cubana sau Danubio Cubana, un aranjament pe teme latino realizat de norvegianul Sverin Visioner pentru orchestră de suflători. Vă invităm să ascultați această remarcabilă creație în interpretarea orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale.
Doamnelor și domnilor, în încheierea concertului nostru dedicat Zilei Armatei României, vă invităm să ascultați piesa Afganistan în interpretarea trupei Armia. Un proiect muzical inedit, dedicat militarilor Armatei României, care s-au jertfit în teatrele de operații, care au cunoscut, departe de casă, dorul, sacrificiul și eroismul. Lucrarea aparține locotenentului Marius Mocanu, liderul trupei. Ne-am întors acasă.
Mulțumim! Doamnelor și domnilor, concertul dedicat Zilei Armatei României s-a încheiat. Realizatorul acestui concert, colonelul Aurel Gheorghiță, domnul sergent major Ovidiu Paraschiv, realizatorul montajelor video și prezentatorii Diana Timiș și Cosmin Dascălu. Vă mulțumesc pentru prezență și vă invită să aducem felicitări sopranei Carla Mușat, solista ansamblului artistic al Armatei. Dar și minunaților instrumentiști și dirijorilor orchestrei reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, colonelul Aurel Gheorghiță și locotenentul colonel Liviu Voicu. Vă urăm sănătate și la mulți ani Armatei României.